Echipele de control ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale au verificat tronsonul Cunța-Săliște al autostrăzii, cel care este deja închis circulației pentru reparații, și au descoperit că la 10 metri sub asfalt sunt infiltrații de apă. Remedierea problemelor întâmpinate în zona kilometrului 60 pe autostrada Sibiu-Orăștie necesită demolarea completă a căilor de circulație, afirmă inginerii Companiei de Autostrăzi într-un document oficial obținut de România Liberă. Lotul a fost deschis în noiembrie 2014, cu doar 2 zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dar a fost închis circulației 10 luni mai târziu. Un document al companiei indică faptul că nu este vorba de fisuri de suprafață, ci de probleme ce necesită demolare integrală a lucrărilor. Cu ajutorul unui excavator, având cupa de 1,3 metri cub, s-a constatat că infiltrările de apă sunt la o adâncime între 8 și 10 metri față de cota roșie, linia autostrăzii într-un plan vertical. Arată o notă de constatare semnată de angajații Companiei Naționale de Drumuri Naționale și Autostrăzi în România. În toamna anului trecut, mai precis la 10 zile după deschiderea electorală a circulației, CNADNR pretindea că este vorba de fisuri superficiale. Autostrada 1 Orăștie-Sibiu a fost închisă pe data de 7 septembrie între nodul rutier Săliște, nod rutier Cunța, la doar 10 luni de la inaugurare pentru remedierea lucrărilor.